Preasfinția voastră, Părinte Siluan, Preasfinția voastră, Părinte Atanasie, Preacuvioși, Preacucernici părinți, stimați participanți, mă bucur foarte mult că am ajuns la această întâlnire și mulțumesc pe această cale părinților episcopi care au avut dragostea aceasta pe care nu o merit și grija aceasta iarăși pe care nu o merit, să mă invite să particip la acest mare eveniment pe care îl aveți în fiecare an și mulțumesc pe această cale și celor care s-au îngrijit de toate aspectele organizatorice. Stau într-un loc foarte frumos, m-am simțit persoană de protocol gradul 1, nu știam dacă nu cumva e o greșeală când m-am cazat la un hotel aici foarte cochet, extraordinar, tot am verificat de două ori să văd dacă nu era pentru altcineva camera. Și mulțumesc foarte mult pentru toată grija. Într-adevăr, când am intrat în sală, am recunoscut foarte multe chipuri și nu mi-am dat seama că de-a lungul timpului am adunat atât de multe legături, încât pot să spun că Italia este a doua mea țară, este țara de adopție și asta pentru că Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Atanasie și mulți dintre părinții protopopi și preoții care sunt aici prezenți, v-ați dorit să ne întâlnim și să vă ofer micul meu ajutor pentru activitatea extraordinară pe care o faceți în Italia. Tema din această întâlnire este una foarte provocatoare, pentru că e ceea ce ortodoxia provoacă de fiecare dată în noi, un fel de judecată de sine. Ce fac eu în legătură cu ceea ce urmează să vorbesc? Și dacă mă gândesc în termenii aceștia, atunci simt în mod evident că nu sunt pregătit să vorbesc despre mila lui Dumnezeu, nu pentru că nu am resimțit de-a lungul vieții această mila lui Dumnezeu, care s-a revărsat cu multă bunătate asupra mea și asupra familiei mele și asupra cunoștințelor și cunoscuților mei, ci pentru că n-am răspuns la această milă cu o altă milă arătată celor din jurul meu și câte vreme faptele nu sunt pe măsura a ceea ce urmează să prezint, am un sentiment de impostură. Și dacă n-ar fi ascultarea acestui eveniment și nu ați fi dumneavoastră aici, ar trebui să mă opresc din prezentare, dar cred că acest sentiment al neadecvării noastre față de ceea ce trebuie să facem în raport cu ceea ce spunem, este o realitate care cred că ne va însoți toată viața, cel puțin pe mulți dintre noi, eu în primul rând, și aceasta este coordonata pe care, sau povara pe care merită să o resimțim mereu ca semn al nedesăvârșirii, al nedeplinătății și al nevredniciei noastre. Și cu acestea în suflet încep această prezentare, cerându-mi iertare de asemenea că din noianul de aspecte n-am reușit decât foarte puține lucruri să punctez. Cuprinsul prezentării arată așa, foarte puțin despre contextul în care vorbim despre milă și compasiune, câteva lucruri care țin de compasiune din perspectivă medicală și unele înțelesuri care țin de mila creștină prezentă în textele Evangheliei în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament și mai ales în la câțiva autori filocalici și unele chestiuni practice asupra cărora voi insista un pic mai mult și concluziile acestei prezentări. Contextul este unul care ne forțează mai mult decât în mod obișnuit să vorbim despre mila lui Dumnezeu și despre necesitatea compasiunii și a milei în viața noastră, în realitatea aceasta numită viață creștină, deși în mod normal vom vedea pe parcurs și către final, potrivit autorilor filocalici, mila ar trebui să fie oricum dominantă a vieții noastre creștine. Dar astăzi poate că
Dumnezeu îngăduie aceste lucruri care se petrec în jurul nostru ca să ne amintească iar și iar că nu avem o dovadă mai bună sau un termometru mai precis care să măsoare viața noastră duhovnicească decât cantitatea de milă pe care o resimțim în fiecare zi. Sunt atât de multe dovezi care ne scot în evidență suferințele lumii, încât mila resimțită pentru toți și pentru toate ar trebui să fie cu adevărat intensă în sufletul nostru și cumva dominanta sau caracteristica principală a vieții duhovnicești. Există foarte multă sărăcie, există foarte multă suferință, nu doar în rândul celor în vârstă, dar există multă suferință și în rândul celor tineri, există foarte multe catastrofe naturale, care nu sunt naturale în termeni teologici, sunt în natura căzută a acestei lumi, există război, există imigrație, există insecuritate socială și există foamete, există singurătate. Există oameni care suferă în societățile prospere, o suferință tăcută care nu se vede decât statistic în depresiile care sunt înregistrate oficial și care de obicei sunt subraportate și mai ales în numărul de sinucideri care iarăși arată foarte multă suferință. Și în contextul acesta merită să regândim sau să redescoperim forța extraordinară, iluminatoare și restauratoare a milei creștine, ca răspuns al bisericii noastre și al lui Dumnezeu prin noi, acestei lumi, care are nevoie de foarte multă îngrijire, de foarte multă dragoste. Acum, în acest context, se mai poate adăuga ceva. E vorba de ce s-a întâmplat în cercetările medicale în ultimii 15-20 de ani. Practic, medicina și-a întors ochii și atenția către viața spirituală și a scos în evidență lucruri extraordinare despre potențialul terapeutic al virtuților și al practicilor de viață religioasă. Lucrul acesta este spectaculos. Este fără precedent. Niciodată medicina, științele medicale, cu cercetările lor foarte rafinate, n-au fost mai puternic susținătoare ale vieții creștine. Ca acum, toate științele medicale vorbesc despre impactul pe care îl au rugăciunea, postul, întrajutorarea, meditația, contemplația asupra sănătății. Dacă este să ne oprim la termenii întâlnirii noastre, mila și compasiunea, putem observa, și aici va fi primul punct de discuție în privința medicinei și a științelor neurofiziologiei, o anumită atenție pe care medicina o dă compasiunii, spre deosebire de cuvântul milă, care nouă ne este mai familiarizat, mai familiar, mai cunoscut. De exemplu, în istoricul cercetărilor științifice medicale, cu referire la compasiune și la milă, avem foarte multe rezultate. Aici este un grafic care ne arată 475 de jurnale care vorbesc despre milă și compasiune. Numai mila în sensul compasiune, utilizarea cuvântului milă aici, restricționează numărul de jurnale și de articole la 475 în istoria medicinei, lucru care arată puțin interes pentru cuvântul milă. Sus este compasiune ca semnificant sau ca și echivalent al milei, dar căutarea a fost dată după cuvântul milă. Și în 2022 au fost publicate 40 de articole care aveau în componență cuvântul milă cu sensul de compasiune.
Acum, dacă dăm o căutare după cuvântul compasiune în mod strict, o să vedem, fără cuvântul milă în căutare, vom vedea că există 34.000 de articole științifice publicate în istoricul medical, care este contabilizat în cea mai mare bază de date din lume cu privire la articolele medicale, PubMed. Și ca să vedeți o mostră, am fixat aici anul 2018, 2419 articole medicale care vorbesc despre compasiune. În 2019 sunt mai multe, pentru că se vede coloana crește pe vertical, în 2020 și mai multe, în 2021 și mai multe, și ele cresc tot mai mult. În fiecare an apar tot mai multe articole despre compasiune, mai puțin despre milă și mai mult despre compasiune. Și lucrul acesta e important, pentru că literatura de specialitate din Occident nu valorizează cuvântul milă ca fiind o conduită pozitivă. Are mai mult conotații negative. Și lucrul acesta ne arată cumva ce am putea să facem noi, ca popor latin, ortodox, în privința milei și a compasiunii. Pentru că ideea principală a părții acesteia este că mila și compasiunea sunt același lucru, din punct de vedere al înțelesului practic. Și că anumite conotații negative i-au făcut pe occidentali să se îndepărteze de cuvântul milă și să valorizeze cuvântul compasiune. Acum, din punct de vedere neurofiziologic, toate cercetările acestea au scos în evidență ceva semnificativ pentru noi din punct de vedere al practicii vieții creștine, și anume că empatia este diferită de compasiune. Aici este o descoperire extraordinară, remarcabilă, care încarcă cu foarte multă valoare cuvântul compasiune. Compasiunea este mult mai mult decât empatia. Empatia înseamnă, în termeni simpli tradus, capacitatea de a simți starea de spirit sau sufletească a celui din fața mea, că este bucurie sau este tristețe, că este durere sau că este agresivitate, să simt starea celuilalt. Aceasta este empatia, în cuvinte simple, a înțelege peisajul psihic al celuilalt. Compasiunea este mai mult decât empatie și vom vedea diferențele acestea imediat. Această deosebire reprezentând un lucru foarte important în ajutorul sau îngrijirea pe care noi ca oameni și personalul medical și părinții ca duhovnici și profesorii ca tutori ai elevilor, noi o oferim celorlalți. Foarte multă vreme medicina a vorbit despre compasiune, înțelegând prin aceasta un angajament foarte mare din punct de vedere sufletesc pentru a-l ajuta pe celălalt. Partea practică era înțeleasă în compasiune, spre deosebire de empatie. E bine să fim empatici cu oamenii, dar nu e bine să fim plini de compasiune, ne spuneau științele medicale în anii 90. De ce nu e bine să fim plini de compasiune? Pentru că a fi plin de compasiune față de ceilalți înseamnă a încerca să-i ajuți peste măsură, a te implica prea mult în viața lor, și această implicare ar duce la ceea ce se numește oboseala de compasiune. Compassion fatigue este în expresie în medicină, care spune că atunci când cineva își ia în sarcină să-l ajute pe celălalt, obosește repede. Și nu e bine să fac asta. Și lumea medicală în anii 90 era învățată în școală să nu se implice în problemele pacienților, să nu discute prea mult cu pacienții, pentru că se atinge această oboseală de compasiune, care este foarte gravă pentru personalul medical. Am văzut foarte multe studii în sensul acesta pentru pregătirea unei lucrări științifice, în care acolo erau subliniate aceste avertismente, spunând că, de regulă, cei mai buni medici sunt sub riscul oboselii de compasiune, pentru că, fiind medici buni, cu inimă mare, au intenția să se implice în ajutorarea pacienților, au o legătură strânsă cu pacienții și asta îi duce la epuizare, iar clinica pierde cei mai buni oameni.
Atunci e nevoie să învățăm pe medici să nu fie plin de compasiune, pentru că este pericol. Ei bine, această cercetare în 2014 separă apele din punct de vedere neurofiziologic și spune compasiunea este într-adevăr caracterizată de implicarea în ajutorarea celuilalt, spre deosebire de empatie, care nu înseamnă să ne implicăm și practic, ci doar să trăim starea lui emoțională, dar compasiunea nu obosește niciodată în termenii în care medicina a vorbit despre epuizarea de compasiune. De fapt, acest studiu, și începând de acum, din 2014 până astăzi, este propusă schimbarea aceasta a expresiei. Oboseala este de empatie, nu de compasiune. Cel care simte starea sufletească a celuilalt și nu se implică, are tendința să se obosească. Și care nu are o dimensiune spirituală atunci când se implică în ajutorarea celuilalt, obosește. Cel care se implică și începe să ajute și este practic prezent în suferința cuiva, se împuternicește de pe urma acestui exercițiu de altruism sau de generozitate. Și dovezile sunt foarte serioase în privința aceasta și voi prezenta câteva dintre ele. Acum, pe noi, românii, și chiar și pe italieni, ne încurcă cele două expresii, empatia și compasiunea, pentru că la rădăcina lor este un cuvânt grecesc și cumva am putea să le echivalăm. De fapt, în multe dicționare ale limbii române, de prin anii 70-80, compasiunea și empatia erau același lucru. Și aici un istoric al cuvintelor ne-ar ajuta. Ia să vedem. Deci empatia are acest cuvânt la grecesc, la bază, patosul, care înseamnă pasiune, înseamnă suferință. Și prezent de foarte multă vreme, înainte de Hristos, Ptolemeu și Galens, medicul Galens, au scris despre asta. Și Galenus, ca medic și filozof, era foarte interesat de această suferință pe care o trăiește cineva. Și la origine, patos înseamnă, și e foarte important, ne ajută să înțelegem totul mai departe, înseamnă o situație în care cineva este afectat într-un fel sau altul. Starea generală este afectată și patosul este acela care intervine să afecteze starea generală. Și la stoici mai avem acest cuvânt pate, care înseamnă trăire personală, indiferent despre ce trăire este vorba. Și cuvântul empatie, având acest patos înăuntru lui, în compunerea lui, ajută să înțelegem de fapt ce este pacientul, pentru că pacientul este cel care trăiește o suferință. Și dacă ne uităm să derivăm înțelesul de pacient de la patos, pentru că de acolo vine, putem să înțelegem de ce anume pacientul este cel care este chemat să rabde. El rabde o suferință, de fapt. Și uitați, ne spune etimologia cuvântului. Patient în engleză înseamnă, de fapt, răbdător. E cel care rabdă. Nu e cel care rabde doar suferința, rabdă și vindecarea. El este forțat să întârzie așteptarea lui, să o lungească până la vindecare. Dacă ne oprim aici brusc și ne uităm cumva în orizontul vieții noastre, am putea să ne dăm seama că într-un fel sau altul toți suntem pacienți, afectați de nedesăvârșirile și de scăderile noastre, suntem invitați să fim răbdători. Viața spirituală în ortodoxie este mult marcată de cuvântul răbdare, ni se spune de răbdare, răbdare și iarăși răbdare, de fapt asta este condiția pacientului, este condiția celui care suferă încă până să fie vindecat și vindecarea vine de la Dumnezeu. Și condiția noastră obișnuită este condiția pacientului, acelui care trebuie să rabde. În același timp,
ne duce cu gândul și la ideea că atunci când suntem bolnavi, conduita principală a pacientului este să fie răbdător. De foarte multe ori pacienții nu mai sunt răbdători. Și ei sunt nerăbdători și reproșează personalului medical că nu sunt în grijă față, nu se îngrijesc de ei. De fapt, pacientul ar trebui să fie caracterizat în primul rând de răbdare. Pentru că medicul sau asistentul medical nu sunt acolo rânduiți să ia durerea cu mâna. Faptul că pacientul este lipsit de răbdare arată de fapt un deficit de viață spirituală sau duhovnicească. Adică înțelesul corect al bolii ar fi de fapt un fel de școală a răbdării. Compasiunea este cumva în vecinătatea cuvântului empatie, pentru că are iarăși patosul la mijloc și e făcut în compoziția aceasta cu particula com, care înseamnă împreună cu, da? Dar uitați-vă, în limba română, compasiunea este milă. Deci la noi, în limbă, compasiunea este milă. Și de ce am discutat despre lucrurile acestea aici? Noi avem o misiune în calitate de popor latin și de popor ortodox. Să accentuăm echivalența dintre milă și compasiune, ceea ce în Occident nu este înțeles. Aici vedem un articol dintr-un jurnal care vorbește despre practicile medicale și autoarea, care este specialist și predă îngrijire medicală, face o discuție despre ce termen este mai potrivit să folosim în îngrijarea medicală, în îngrijire. Putem folosi cuvântul compasiune sau milă, pentru că ele nu sunt echivalente. În limbile engleze, anglosaxone și germanice, mila și compasiunea sunt diferite, ca înțeles. De fapt, mila și compasiunea sunt același lucru. La ce mă refer când spun milă? Mă refer la mila creștină. La ce mă refer când spun compasiune? La termenul medical de compasiune, despre care medicina a scris deja 10.000 de articole. Și e important să facem această echivalare între milă și compasiune pentru a înțelege că cercetările medicale care vorbesc despre compasiune și care evidențiază cât de puternică este compasiunea atunci când cineva o oferă, cât de tare ne fortifică atunci când o practicăm, acele articole sunt despre mila creștină, nu sunt despre altceva. Care ar fi diferența dintre empatie și compasiune? Și de ce compasiunea este mila? Ia uitați-vă. Compasiunea înseamnă o emoție legată de alte persoane. Empatia înseamnă o emoție legată de sine. Eu trăiesc emoția cuiva, dar eu o trăiesc. Mai degrabă pentru mine, eu simt ceea ce simt eu decât ceea ce simte celălalt. Compasiunea înseamnă sentimente pozitive, de exemplu dragoste, dorință de îngrijire. Empatia înseamnă sentimente negative, stres, anxietate. Nu mai pot să-l văd suferind. Nu mai pot. Compasiunea are un efect benefic asupra sănătății pentru faptul că stimulează foarte mult biologia noastră. O să vorbim despre asta. Sunt studii, cele 30.000 de care vă spuneam și care au fost prezentate grafic. Sunt studii care arată că este sănătos să fii plin de compasiune. Printre altele, stimulează nervul vag, care este cel mai complex și mai lung nerv din corp și care enervează organele viscerale. Toate organele viscerale se resimt, se echilibrează, își optimizează funcționarea dacă noi oferim compasiune oamenilor. Adică ne însănătoșim pe noi atunci când oferim compasiune. Spre deosebire de empatie, care are un impact negativ asupra sănătății și duce la epuizare. Aici medicina spune, nu mai folosiți cuvântul epuizare de compasiune sau compasiunea care epuizează, ci folosiți cuvântul empatie pentru că compasiunea este sănătoasă și e bine pentru medici, e bine pentru asistentele medicale, e bine pentru preoți, e bine pentru părinți de copii, e bine pentru profesori să fie plin de compasiune față de cel pe care îl îngrijesc, pentru că asta îi face sănătoși. Și le umple bateriile și mâine vor fi iarăși plini de compasiune. Asta ne spun studiile.
Până în anii 80, studiile spuneau că compasiunea nu este bună. Compasiunea obosește, nu e bine să vrei să-l ajuți prea mult pe celălalt, vezi de resursele tale, că s-ar putea să te pierzi. Aici rezultatele neurofiziologice, în ultimii 15-20 de ani, dau peste cap această reprezentare. Cu alte cuvinte, ortodoxia este confirmată de aceste cercetări, pentru că noi știm că iubirea și mila sunt definiția manifestării noastre. Cum să ne îmbolnăvească lucrurile acestea? Toate virtuțile sunt un plus de sănătate. Cum să fie îmbolnăvitor și nociv să oferi dragoste cuiva, nu? Și compasiunea crește motivația și disponibilitatea pentru o abordare prosocială. Asta ne spun studiile. Această sinteză am luat-o din studiul pe care l-am menționat, nu am făcut-o eu. Și empatia ne duce exact la opusul, tendința de retragere și adoptarea unor comportamente non-sociale. Aceasta este cauza pentru care medicii au fost recomandați pentru o răceală, pentru o distanță față de pacienți. Pentru că ei, de fapt, ajungeau să obosească și să-și dorească să-i respingă pe pacienți. Dar era vorba de empatie acolo, nu era vorba de compasiune. Ce ne spun cercetările despre compasiune? Fiziologia noastră este pregătită pentru compasiune. Avem în structura sistemului nervos sunt trei mari rețele care intervin atunci când cineva oferă îngrijire sau compasiune. Și sunt trei mari marcări chimici în corpul nostru, serotonina, vasopresina și oxitocina, care sunt prezente atunci când noi oferim îngrijire. Asta ne spune medicina recentă. Aici sunt câteva din studiile care vorbesc de serotonină și de oxitocină care se intensifică, își cresc cantitatea în prezența în organism și au un impact extraordinar asupra felului în care noi ne comportăm cu ceilalți și asupra sănătății noastre. Avem, de fapt, un sistem nervos care are un design prosocial, ne spun studiile. Adică suntem făcuți să-i ajutăm pe ceilalți. Dimpotrivă, asta, dacă lipsește, ne îmbolnăvim. Este exact pe dos față de cum s-a zis până în anii 80-90. Și sunt practic trei circuite, dopaminergic, oxitocinic și serotoninic, care însoțesc îngrijirea. Și e foarte relevant pentru spiritualitatea creștin-ortodoxă acest lucru. Avem, de fapt, un sistem de jos în sus, adică o biologie care se adaptează de jos în sus, în sensul că este sensibilă la mângâiere, la îmbrățișare, la atingere. Ne gândim aici la cât de important este să avem un contact fizic cu cei pe care îi ajutăm și aici intervine oxitocina și vasopresina. Atunci când mama își mângâie copilul, biologia lui se schimbă, crește cantitatea de oxitocină din corpul mamei și din corpul copilului, din corpul pacientului și din corpul medicului. Și avem și o cale de sus în jos. Și uitați-vă la calea de sus în jos, e vorba de convingerile noastre, reducerea afectelor negative, creșterea aversiunii față de a face rău. Atunci când credem că este important să nu facem rău, noi ne facem, de fapt, mai disponibili pentru a-i ajuta pe ceilalți, având și acest marker biologic în noi, mai multă serotonină. Și asta ce arată, de fapt, că avem o chimie care se adaptează imediat comportamentului. Sufletul organizează trupul. Nu e nimic nou în spiritualitatea creștin-ortodoxă, pentru că trupul este cel care trăiește de pe urma sufletului, rădăcina vieții trupești, spunând antropologia dogmatică, fiind în suflet. Deci care ar fi ideea fundamentală a acestor descoperiri? Avem trei rețele care sunt active în compasiune și este extraordinar că este așa. Prima este rețea oxitocinică și uitați în ce intervine această rețea. Mama care își iubește copilul, această rețea o are foarte activă. Zonele acestea din creier sunt foarte active atunci când mama își iubește copilul, atunci când gândim
ce ne unește cu ceilalți, atunci când trăim o stare de conectare cu bolnavii, atunci când trăim experiența credinței, aceste zone care sunt responsabile de circuitul oxitocinic sunt foarte intens active. Și îngrijirea medicală de calitate acționează tot aici. După aceea avem sistemul de serotonină, e ultimul de aici din listă, care crește foarte mult aversiunea sau respingerea lucrurilor rele. Agresivitatea sau comportamentele antisociale sunt respinse. Și da, din perspectiva teologiei creștine, nu este de ajuns doar să iubești virtutea, trebuie să respingi și păcatul pentru a fi consolidat în ambele. Deci și aceasta este activă atunci când suntem în experiența compasiunii. Și foarte important, foarte important, al treilea sistem care intră în joc atunci când facem exercițiul compasiunii pentru ceilalți este sistemul dopaminergic. Trebuie să vorbim mult despre dopamină în științele medicale. Dopamina este suportul adicției. Dopamina este modificator comportamental. Dopamina se întâlnește de fiecare dată când un om devine orientat spre a câștiga mai mult. Orice, mai multă virtute, mai mult păcat, mai mulți bani, mai multă agresivitate, mai mult alcool, mai mult viciu. Peste tot este dopamina. S-au scris cărți despre această substanță care arată o biologie a unei făpturi care este setată pentru mai mult. Problema este cu ce umplem acest comportament. Noi suntem făcuți pentru mai mult de la chip la asemănare. Noi suntem făcuți pentru mai mult Dumnezeu în viața noastră. Și aici este biologia lui mai mult. Și oamenii care își activează foarte mult această zonă sunt aceia care sunt orientați spre un comportament care să-i ducă să câștige mai mult din ceea ce ei iubesc, păcatul sau virtutea, pe Dumnezeu sau cele din lumea aceasta. Dar noi suntem construiți pentru mai mult. Autorii care scriu despre dopamină și care au cercetat 20 de ani acest circuit dopaminergic vorbesc despre faptul că el este modificator comportamental. Așa ajung adolescenții să descopere telefonul mobil și își doresc tot mai mult telefon mobil. Pentru că acel telefon ajunge să le creeze o stare de plăcere, iar plăcerea corespunde circuitului dopaminergic. Plăcerea corespunde circuitului dopaminergic, recompensa, sentimentul că ești plătit, că îți primești partea la sfârșitul unei activități, este activ atunci, este prezent atunci când rețeaua dopaminergică este în joc. Și aici există ceva formidabil, care este descoperit de medicină și ne spune ceva despre compasiune, că noi despre compasiune vorbim aici. Starea de plăcere pe care o trăiește cineva atunci când se întâlnește cu păcatul, de exemplu, vine înainte de experiența păcatului, nu după experiența păcatului și nu în timpul experienței păcatului. Circuitul este de recompensă, dar recompensa este anticipată. Când un om joacă jocuri de noroc și apasă pe buton ca să vadă dacă câștigă ceva, dopamina și starea de plăcere se declanșează când el începe să apese pe buton, nu când îi vine rezultatul. Dacă s-ar elibera dopamina și ar avea starea de plăcere când îi vine rezultatul, el n-ar mai juca adictiv, pentru că rezultatele nu vin. El pierde bani mulți, dar dopamina nu se eliberează când îi vin rezultatele și vede că a pierdut banii. Dopamina se eliberează înainte de rezultat, pentru că recompensa este anticipată. El crede că va câștiga și această credință că va câștiga este aceea care îi dă bucuria să joace chiar dacă pierde. Și faptul că tot speră să fie recompensat îi dă plăcerea de a continua să joace chiar dacă n-a câștigat nimic. Dopamina, deci, se eliberează ca stare de plăcere înainte de a se finaliza experiența. Da? De ce pun accent pe acest lucru?
Pentru că cercetătorii au descoperit, și asta este absolut fabulos din punct de vedere medical, că dopaminergicul acesta, circuitul acesta, este activ și când facem experiența compasiune. Și asta îl ține pe omul care a început să fie plin de compasiune și dornic să ajute, îl ține în continuare în experiența compasiunii. Cine e milostiv, va fi din ce în ce mai milostiv. Cine oferă compasiune, va fi din ce în ce mai plin de compasiune, pentru că experiența compasiunii îl recompensează. Nu contează cum se termină ajutorul. Nu contează dacă pacientul pe care îl iubesc astăzi, mâine moare. Ca medic îl ajut pentru că ajutorul îmi dă deja o stare extraordinară și asta mă angajează din ce în ce mai mult să fac asta și nu mă mai opresc ca într-o adicție, că nici adictivul nu se oprește. Numai că de data aceasta omul nu se oprește din virtute. Faptul că compasiunea activează sistemul dopaminergic înseamnă că noi nu avem plăceri doar fiziologice, noi avem plăceri și în actul de virtute. Virtutea practicată de cineva produce o plăcere de care ajungem să fim legați. Cum se leagă un alcoolic de alcool și un fumător de tutun? Și ajungem să ne lipsească asta și să simțim nevoia să o practicăm. Este incredibil câtă biologie este ascunsă în spatele acestei prestații virtuoase a omului. Acum, există foarte multe efecte ale medicinei științifice pe care studiile le scot în evidență cu privire la compasiune. Am zis deja de nervul vag și de reglarea organelor viscerale. Există o reglare cardiovasculară considerabilă. Persoanele care sunt pline de compasiune oferă mai multă compasiune, au un cord mai sănătos. Creșterea variabilității ritmului cardiac arată acest lucru. Stresul scade atunci când oferim compasiune, nici de cum să crească. Avem o îmbunătățire a memoriei, avem un răspuns imunitar mai bun, avem o scădere a inflamației în corp, asta înseamnă o sănătate robustă, avem o prestație generală de viață mai solidă. Sunt cercetări care vorbesc despre combinația între voluntariat și compasiune și măsoară parametrii vârstelor înaintate și arată cum oamenii își îmbunătățesc realmente starea de viață atunci când oferă compasiune și voluntariat. Din perspectivă teologică s-ar putea vorbi foarte mult despre milă de data aceasta, nu despre compasiune, ci despre milă. Există foarte multe texte din Vechiul Testament și din Noul Testament care fac trimitere la mila lui Dumnezeu. M-am oprit la câteva numai ca să fixăm niște piese în decor. De mila Domnului plin este pământul, ne spune psalmistul David. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. Pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Sau aici unde este înfricoșător cuvântul să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Există foarte multe texte care vorbesc despre asta. Și e interesant și important aici, apropo de cuvântul compasiune, pentru că către asta ne îndreptăm, că există trei locuri în Noul Testament de data aceasta unde cuvântul milă provine din trei cuvinte grecești complet diferite și pe care noi le-am tradus cu milă. Aici vedem acest cuvânt preluat de Mântuitorul Hristos din Profeți, milă voiesc, iar nu jertfă, și aici cuvântul este eleos, din greacă, care este milă, dar pe care, uitați-vă, cei care sunt specialiști în textul biblic îl fac corespondent cu compasiunea. Anterior am văzut un articol medical care spune că mila e altceva decât compasiunea. Aici când ne uităm la concordanțele biblice și la exegeții care țin de traducerea textului grecesc, creștinii se uită la cuvântul milă, se uită la cuvântul compasiune și spun că e același lucru.
Noi avem această misiune pentru că, spre deosebire de limba engleză, în limba română ele chiar sunt identice și la nivelul limbajului comun, cum vă arătam dicționarul limbii române. În limba engleză, la nivelul limbajului comun, pity și compassion nu au același înțeles. Deși creștinii de limbă engleză spun că e același lucru, la nivelul limbii nu este recunoscută echivalența. Mai avem două texte. Când Mântuitorul privește poporul și îi se face milă în Evanghelia lui Matei, în capitolul al 9-lea, acolo textul este tradus prin milă, dar expresia este cea din stânga, este un cuvânt compus care arată iarăși compasiune și milă. Întrebuințarea este pentru milă și pentru compasiune, dar termenul nu este eleos. Și al treilea cuvânt, tot în Evanghelie, cuvântul Mântuitorului, fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este. Și aici avem octirmon, care este tradus prin milă și prin compasiune. Care este ideea? Cuvântul milă și cuvântul compasiune sunt aceleași, de fapt. Și de ce? Pentru că compasiunea înseamnă nu doar să simți starea celuilalt, ci să și ajuți. Ori mila, din punct de vedere creștin, tocmai asta este. Să fii milostiv înseamnă să intervii și să ajuți pe celălalt. Consistent, să intervii în viața lui. Cum Dumnezeu însuși, milostiv fiind, se întrupează după ce se arată pe sine în legile creației, în legea naturală, se arată pe sine în legea scrisă, vine El însuși și ajută pe om pătimind pentru el, adică intervine practic în mântuirea omului cu întruparea sa. Mila lui Dumnezeu se vede prin acțiunile pe care le face Dumnezeu. Așa cum în compasiune, spre deosebire de empatie, cel care este plin de compasiune intervine în viața celuilalt și îl asumă pe celălalt, cum Domnul ne-a asumat pe noi întrupându-se și îmbrăcându-se cu haina noastră ruptă, cu firea noastră afectată de păcat. Deci, cumva, mila și compasiunea ar trebui să fie una și aceeași. Și de ce? Pentru că în felul acesta toate cercetările medicale care vorbesc despre compasiune ar fi despre milă, de fapt, și ar fi în favoarea milei creștine, pe care noi ar trebui să o redescoperim, de fapt, în lumea de dincolo de zidurile bisericii, în lumea științifică de data aceasta și la nivelul publicului larg. Bineînțeles că în literatura filocalică există foarte multe texte care vorbesc despre necesitatea de a practica și de a resimți mila ca fiind o dimensiune a vieții sănătoase. Și m-am oprit la câteva texte care sunt extraordinare ca să vedem de ce e bine să fim milostivi și din punct de vedere spiritual, nu doar din punct de vedere medical. Mila exclude judecata dreaptă și în același timp certifică judecata dreaptă. Și aici este Sfântul Isaac Siru foarte potrivit pentru interpretarea pildei fiului risipitor. A fiul risipitor se vede cum tatăl nu-l judecă pe fiul desfrânat, deși venind acasă acela arată că a pierdut jumătate din avere risipind-o. Tatăl nu-l judecă pentru că dreptatea nu este dreaptă dacă nu este însoțită de milă. Numai mila face dreptatea să fie dreaptă. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că dreptatea fără milă este nedreaptă pentru că nu îndreaptă. Îndreaptă dacă este însoțită de milă. Și doar dreptatea care îndreaptă e dreaptă. Dreptatea care nu îndreaptă și doar pedepsește răul nu face binele. Și în educația copiilor este la fel. Educ un copil nu când îl pedepsesc aspru că a făcut un lucru rău, pentru că dacă îl pedepsesc aspru când a făcut un lucru rău, eu fac jumătate din educație, adică îl descurajez să mai facă răul. Dar asta nu este educație.
Eu trebuie să-l încurajez să facă binele. Eu dacă doar îl descurajez să facă rău prin pedepse aspre, eu n-am făcut decât o jumătate de drum. De asta dreptatea fără milă nu este dreaptă, pentru că nu îndreaptă. Și ca să îndrepte, trebuie să fie pătrunsă de milă. Și Sfântul Isaac Siru ne spune acest lucru, mila este potrivnică judecății drepte. El se referă la judecata dreaptă, la aceea care este rece și matematică, este judecata pe care o pronunță o instanță, care se uită la fapte și dă de verdictul. Nu are și componenta milei. Singura judecată dreaptă cu adevărat este cea cu mila. Da? Dar dacă ne gândim la accepțiunea clasică a judecății drepte, ea n-are nicio legătură cu mila. Cu cât vrei să fii mai drept, cu atâta trebuie să fii mai lipsit de milostenie, pentru că mila începe să știrbească din experiența dreptății, din corectitudinea ei. Și ne spune că ele nu pot să stea sub același acoperiș. Zice într-un loc, dacă vrei să pui mila și dreptatea sub același acoperiș, este ca și cum ai vrea să te îmbeți fără să bei vin. Mila e durerea mișcată de har care se apleacă cu împreună pătimire și pe cel vrednic de pedeapsă nu-l pedepsește, iar pe cel vrednic de bine îl covârșește cu binele. Deci mila e o componentă fundamentală a modului în care ne raportăm la ceilalți. După aceea, mila stinge mânia și curăță sufletul, ne mai spun alte texte. Trupul nu se poate curăți fără post și priveghere. Sufletul nu se poate curăți fără milă și fără adevăr, iar mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Mânia este domolită desăvârșit de cântarea de psalmi, de îndelunga răbdare și de milă. Ce spune Evagrie Ponticu aici este descoperit în științele medicale. Oamenii milostivi sunt mai puțin mânioși. De unde știm asta? Am spus deja. Mila este medicament cardiovascular. Mânia este periculoasă pentru inimă. Oamenii mânioși fac boli coronariene, fac hipertensiune arterială, au afecțiuni cardiace pe termen lung. Persoanele care sunt milostive, persoanele care sunt blânde, se însănătoșesc cardiovascular. Aici ni se spune ceva pe linie spirituală sau sufletească, că mânia este domolită de milă. Și există un cuvânt foarte interesant care trebuie să-l avem în minte, pentru că totuși spiritualitatea creștină peste toate iubește scumpătarea sau dreapta socoteală. Am găsit la Varsanufi și Ioan un text extraordinar care ne vorbește despre faptul că ar trebui să ne gândim totuși să avem și o măsură a acestor lucruri. Dar înainte de aceasta, să vedem ce ne spune acest text. Altceva este lucrul Evangheliei și altceva este lucrarea liniștirii. Textul este din Sfântul Isaac Siru. Dacă tu voiești să ții liniștea, fă-te ca heruvimii care nu se îngrijesc de nimic din ale vieții pământești și nu socoti că mai e altcineva pe pământ decât tine și Dumnezeu. Atenție, textul mi s-a părut cutremurător. Nu mai este nimeni pe pământ decât tu și Dumnezeu, la care ți este grija, cum ai fost învățat de părinții tăi care au fost înainte de tine. Evident, textul se referă la pusnici, sigur că da. Că de nu-și va năspri cineva inima și dacă nu-și va stăpâni cu tărie mila sa ca să se țină departe de grija tuturor celor de jos, chiar de i s-ar părea că pentru Dumnezeu face asta, are această grijă și pentru ceva din cele ale vieții, dacă nu va stărui numai în rugăciune în timpurile rânduite lui pentru ea, nu se va putea elibera de tulburare și de grijă și nu va putea să rămână în liniște. Sfântul Isaac Siru, spre deosebire de mulți dintre autorii filocali, spun că cel care iubește liniștea trebuie să pună stabilă inclusiv la milă, să nu se înmoaie după mila altora ca să-și tulbure liniștea coborând în lume și încercând să-i ajute pe ceilalți. Ei, în alt loc, că am căutat să văd dacă totuși Sfântul Isaac Siru termină în cuvântul acesta, pentru că este tulburător, este pentru pusnici, nu se adresează nouă,
dar cumva pune în tensiune ideea că totuși mila este cea care ne caracterizează și noi putem fi plini de milă, fără să ne întâlnim cu oamenii, dar să simțim o milă față de ei și o dragoste față de dânsii, de ce să fie asta rău? Cum să ajungă pusnicul să se gândească numai la sine și la Dumnezeu? Într-un alt loc am găsit acest lucru. Îți cer, frate, aceasta să biruiască în tine pururea cumpăna milosteniei până ce vei simți în tine mila lui Dumnezeu față de lume. Și Părintele Dumitru Stăniloae spune aici, este vorba de mila ce a avut-o Domnul față de oameni sau de mila lui Dumnezeu față de lume. În mila omului se arată mila lui Dumnezeu. Omul devine organ prin care se manifestă mila lui Dumnezeu. Lucrul acesta este extraordinar pentru că ne arată cumva că fibra creștinismului, coloana vertebrală a vieții duhovnicești, stă în milă. Și de ce așa? Pentru că toate se sprijină pe mila lui Dumnezeu. Oriunde privim, tot ceea ce vedem în istorie sau în prezent, în viața oamenilor sau a umanității, în existența noastră de fiecare zi, peste tot pe unde privim, vedem, de fapt, mila lui Dumnezeu care se manifestă în lume în multiple forme. Darul existenței, posibilitatea asemănării cu Dumnezeu, legea naturală, creația ca dar, ca loc al ostenelilor noastre, bogăția lumii vii, fertilitatea pământului, care sprijină agricultura, legea scrisă, bogăția extraordinară de înțelesuri ale Sfintei Scripturi, descoperirile lui Dumnezeu pe care le-a făcut prin profeți, orice alt înțeles duhovnicesc pe care părinții ne-l scot la iveală din Evanghelie, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, legea Harului pe de-a întregul ei, ca posibilitate a omului de a se mântui, fiind iertat de Dumnezeu și înveșmântat în haină nouă la botez și îngrijit de Sfintele Taine, prin însăși lucrarea lui Hristos, care este posibilă cu lucrarea Duhului Sfânt în biserică, toate descoperirile pe care le face Dumnezeu despre sine și despre lume, care sunt tot legate de El, și însăși dăruirea lui Hristos către noi, prin Sfintele Taine, întreg pentru mântuirea noastră, toate sunt gesturi de dimensiuni cosmice care arată mila continuă a lui Dumnezeu pentru noi ca oameni. Este atâta milă a lui Dumnezeu peste noi și în viața noastră, încât aceasta ar trebui să fie baza milostivirii noastre către semeni sau a milosteniei noastre arătate către ceilalți, pentru că tot ce facem și tot ce suntem și tot ce putem fi bun e legat de mila Domnului, de fapt. De aici, aspectele practice, că de fapt creștinismul ar trebui să se manifeste, duhovnicește vorbind, ca milă. Milă față de întreaga lume, care este în continuare sub auspiciile suferinței, așa am văzut la început pe planșa aceea, și sub auspiciile morții, până îl descoperă pe Dumnezeu. Milă față de apropiați, care sunt și ei muritori, se zbat și ei fiecare în viața lui și în felul lui, milă față de străini, milă față de cei care nu sunt creștini și care într-un fel sau altul au mult mai puțin ajutor în viața lor, milă față de bolnavi, față de singuri, față de cei săraci, față de cei care sunt imigranți, care n-au casă, care n-au loc unde să-și plece capul, de cei certați cu legea, care sunt departe de a simți bucuria vieții și frumusețea darului lui Dumnezeu în lume, milă față de oponenții noștri, care au și ei o viață mărginită de neputințe, care sunt și ei măcinați de unele suferințe, care sunt și ei amenințați de moarte și care au și ei în viața lor o zbatere atâta cât pot. Milă ar trebui să fie și în educația noastră pentru copii, mila și compasiunea ar trebui să fie mesajele de formare a adolescenților noștri și a viitorilor adulți creștini, care ar trebui să descopere deodată cu noi că fără milă și fără compasiune față de toți și față de toate, noi nu suntem în albia vieții duhovnicești.
Prin asta, ortodoxia este cumva viața care promovează o cultură a compasiunii generalizate, a tot cuprinzătoare, care are în centru mila lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră și care este covârșitoare, copleșitoare, peste tot prezentă, din totdeauna, însoțind pe om chiar și atunci când a căzut din ascultare, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului, primul act al milei după cădere fiind țeserea trupului omenesc acelei haine cu care s-a îmbrăcat omul. Acest trup pe care Dumnezeu l-a refăcut într-un fel după păcat, înveșmântându-l cu haina aceea de care ne vorbește textul Vechiului Testament din Facere, care înseamnă, de fapt, transformarea mortalității lui în omorârea morții și a suferinței în tămăduirea plăcerii, cum tâlcuiește Sfântul Maxim Mărturisitor în Filocalie. Dumnezeu n-a arătat față de om decât milă, sub diversele ei forme, pentru că întreaga existență atârnă de mila lui Dumnezeu și atunci această milă tot cuprinzătoare este strâns legată de esența vieții noastre și în ultimă instanță, cum Părintele Dumitru Stăniloae adâncește în Teologia Dogmatică în volumul 3, asta face parte din ceea ce noi înțelegem ca fiind dăruirea noastră către Dumnezeu, pentru că nu putem avea atâta milă față de tot și față de toate, decât dacă noi ne-am predat lui Dumnezeu. Adică i-am spus lui Dumnezeu, milostiv fii tu față de noi toți, pentru că noi suntem în nevoia aceasta a milei față de toți și de față de toate, noi suntem datori cu milă față de toți și față de toate, dar noi nu putem oferi toată această milă, numai tu poți să ne milostivești pe toți. Lucrul acesta este foarte semnificativ, această predare a omului lui Dumnezeu, predare care vine de pe urma faptului că nu pot să ofer atâta milă, nu am de unde să ofer atâta milă cât au nevoie ceilalți. Este imposibil la câtă nevoie de milă are lumea să pot eu acoperi ceva. Și atunci alerg la Dumnezeu și cad în genunchi și spun, Doamne, miluiește-ne pe noi toți, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi din toate nevoile acestea, lumea are atâta nevoie de mila lui Dumnezeu și de ajutorul Sfinților și a Maicii Domnului, pentru că e imposibil să oferim tuturor nevoile, fiind imposibil de acoperit de puterile omenești. Și ajungem, de fapt, sub presiunea aceasta a nevoiei de milostivire, să ne predăm lui Dumnezeu și să-i spunem ajută-ne, că nu putem. Există o cercetare interesantă care scoate în evidență acest lucru, conduită aceasta a predării omului lui Dumnezeu, a încredințării lui cu totul și cu toate lui Dumnezeu. Are un impact foarte mare asupra sănătății, când omul nu-și mai guvernează viața după puterile lui, ci se lasă în grijă lui Dumnezeu. Și am găsit, evident, la Sfinții Părinți, un text frumos din Varsanufii și Ioan, este textul de care vă spuneam, care vorbește despre cum anume ar trebui să ținem frâul acestei milostiviri și să dăm totul, să lăsăm totul grijii lui Dumnezeu. Și ne spune acest text așa, fie ca noi toți să fim ajutați de fratele nostru cel mare, înțeleg de Iisus, că cel a binevoit să ne facă pe noi frați ai Săi. Avem un astfel de frate puternic, ca să ne facă și pe noi puternici, doctor, ca să împace pe omul nostru cel dinăuntru cu cel din afară, ce se spune lui, hrănitor, care ne hrănește cu hrană duhovnicească, viu, ca să ne facă vii, milostiv, ca să ne miluiască, îndurător, ca să se îndure de noi, împărat, ca să ne facă împărat și Dumnezeu, ca să ne facă Dumnezeu. Și Părintele Dumitru Stăniloae scrie aici foarte frumos, Fiul lui Dumnezeu, făcându-se fratele nostru cel mare, a arătat prin această răspundere a noastră a unuia față de altul ca frați. Iisus a așezat în sine ca frate al nostru toate posibilitățile comunicării de putere de la un frate la altul, nesfârșitele resurse de milă. În Iisus, și aici este cheia despre care vă spuneam, responsabilitatea nelimitată pentru frate nu este împreunată cu durerea de a nu-i putea asigura viața veșnică.
așa cum o voiesc, dar nu o pot da. Că în el această responsabilitate de frate poate realiza eternizarea lui. Noi când suntem milostivi față de oameni, noi suntem răniți în mila noastră de faptul că noi nu putem să le dăm acestora sănătatea deplină, mântuirea, viața veșnică și cu toată mila noastră, cei dragi ai noștri totuși vor trece prin suferință și prin moarte. Și din cauza aceasta, mila noastră, oricât de mare ar fi, nu poate să acopere cu totul nevoile celorlalți. Dar mila lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Asta ne spune textul, în Iisus însă responsabilitatea nelimitată pentru frate nu este împreunată cu durerea de a nu-i putea asigura viața veșnică. Noi putem să-i fim milostivi pentru ceilalți în lumina milostivirii lui Dumnezeu pentru noi și știind că ei sunt în mila Domnului, putem în continuare să-i miluim fără să fim răniți de faptul că nu-i putem ajuta decisiv. Și în aceasta se poate vedea cum anume în creștinism mila aceasta este completată, desăvârșită, împlinită de mila lui Dumnezeu pentru noi. Așadar, avem de mărturisit prin faptă aceste lucruri. Și dacă ar fi să extragem concluzii de pe urma acestei prezentări, compasiunea se diferențează de empatie, empatia obosește, compasiunea nu, empatia ne face să fugim din calea celor care suferă ca să nu ne împovărăm starea sufletească, compasiunea ne împinge să-i ajutăm, compasiunea este mila creștină, mila și compasiunea au efect asupra sănătății, avem o fiziologie care se resimte de pe urma actului de compasiune îndreptat spre celălalt, existența, creația, lumea, viața omului sunt indisolubil legate de mila lui Dumnezeu și din acest motiv mila resimțită pentru întreaga creație face parte din condiția vieții duhovnicești. Psihoterapiile de astăzi ne spun că o persoană care nu resimte milă este în pragul depresiei, îi lipsește o dimensiune fundamentală a vieții. Și am văzut că avem un sistem nervos prosocial care este pregătit să se conecteze cu ceilalți. O viață pătrunsă de milă este răspunsul creștin în fața suferințelor lumii, pentru că toate sunt cuprinse în mila lui Dumnezeu, care este purtătorul de grijă. De aici, mesajul care este împovărător și care mă face pe mine nevrednic să prezint toate acestea și ultimul lucru pe care îl spun, anume faptul că din toate acestea se deduce ceva care este presant și care este în același timp și nobil și insuportabil. Este această generozitate către care suntem chemați, un fel de bunătate sau de blândețe sau de generozitate sau de altruism către care suntem invitați și chemați de către Hristos prin ceea ce El a făcut și cum El pe sine s-a dat întreg lumii, noi ar trebui pe noi înșine să ne dăm întregi tuturor celor care au nevoie de noi și să ne golim de noi înșine și să ne dăruim celorlalți de dimineață până seara și de seara până dimineața, părinții fiind buni și blânzi și neobosiți în buna lor intenție față de copii, soții față de soții, să fie buni și blânzi și plini de dragoste și de flexibilitate și să calce pe nevoile lor ca să împlinească nevoile celorlalți. Să ajungem ca, văzându-l pe cel flămând că mănâncă, noi să ne simțim sătui, chiar dacă suntem și noi flămânzi. Și dacă noi suntem însetați și îl vedem pe cel însetat din drag din fața noastră că bea apă, noi să ne ostoim setea și împlinirile lor să fie împlinirile noastre. Și gândindu-mă la câtă bunătate mi se cere ca părinte al copiilor mei sau ca soț al soției mele sau ca și copil al părinților mei, îmi dau seama că n-am făcut nimic din toate acestea. Și că este un nesfârșit de milă și de bunătate care trebuie împlinit. Și mi-este și mai greu să înțeleg de ce se întâmplă lucrul acesta cu mine, pentru că și datele medicale mă împing să fac binele și să fiu milostiv, pentru că este și sănătos să fac asta. Și cu toate că este sănătos pentru mine să fiu plin de compasiune, eu tot n-o fac. Cu toate că Domnul s-a dat întreg și că oamenii în viața mea s-au dăruit continuu, profesorii, părinții, prietenii,
îmi dăruiesc ei înșiși atenție mie și duhovnicul mă iartă și eu tot nu sunt plin de milostivire față de alții. Încât povara aceasta este nobilă pentru că ne eliberează de marginile noastre, dar este foarte împovărătoare pentru că ni se cere foarte mult și ni se cere ceva care este greu, adică să trăim mereu pentru ceilalți, iar și iar, cu toată bunăvoința, nu cu maxilarele strânse, cu bucurie să renunțăm la noi pentru ei. Nu este ușor și e firesc să nu fie ușor pentru că noi suntem oameni, dar vedeți, ținând în minte faptul că toate sunt prin mila lui Dumnezeu și că El însuși s-a dat pe sine în Sfintele Taine și cu mila Lui trăim în fiecare zi, rugându-ne lui Dumnezeu, am putea să sporim această milă ca oamenii din jurul nostru să ne simtă realmente ca oameni buni și trimiși al lui Dumnezeu pentru ei. Mulțumesc!